Preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit miercurea aceasta împlinirea a 64 de ani. Cu acest prilej la paraclisul de la demisolul Bisericii Noi a Mănăstirii Sfânta Maria Techirghiol, a fost oficiat un tedeum în prezența preafericirii sale și a mai multor ierarhi. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române, a poporului român și a patriarhului României. Aducem mulțumire milostivirii tale pentru binefacerile ce au fost asupra preafericitului părintelui nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei, Capadociei și Patriarhul României și asupra bisericii tale, a ierarhilor, preoților, monahilor și monahiilor și asupra întregului popor român cel bine credincios. Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod a fost rostit de înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Slujba care tocmai s-a săvârșit exprimă tocmai aceste sentimente de recunoștință, de mulțumire pe care le înălțăm în primul rând lui Dumnezeu că l-a hărăzit pe preafericitul părinte patriarh Daniel la pidalionul bisericii sale din România. Noi cei care l-am cunoscut îndeaproape, chiar de pe vremea studenției, am putut urmări cum preafericitul părinte patriarh Daniel a pus în slujba bisericii, cu timp și fără timp, cu întreaga sa ființă, toate darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu și care au fost revărsate cu asupra de măsură, asupra persoanei sale. De aceea considerăm că biserica noastră este o biserică binecuvântată de două ori, pentru că are în frunte un ierarh luminat, un ierarh foarte bine pregătit, dinamic, energic, exact pe măsura exigențelor vremurilor pe care le trăim. În cuvântul său, ierarhul a amintit despre importanța pe care au avut-o în formarea preafericirii sale mari personalități ale bisericii noastre. Ați avut inspirația să vă alegeți ca îndrumători doi oameni deosebiți, cel mai mare teolog al Bisericii noastre Ortodoxe Române, Patriarhul Teologiei Românești, Părintele Dumitru Stăniloae, și apoi pe unul din cei mai mari duhovnici ai Bisericii noastre, Părintele Cleopa, care v-au fost ca două faruri călăuzitoare, care v-au ajutat, v-au îndrumat ca să îmbinați teologia și spiritualitatea și apoi să promovați această unitate organică dintre teologie și spiritualitate în Biserica lui Hristos din România. Cu acest prilej a fost amintită importanta activitatea întâi stătătorului bisericii noastre, deopotrivă ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dar și ca patriarh al României. Pornind de la învățământul teologic, înființarea de seminarii teologice, înființarea Facultății de Teologie din Iași, apoi întemeierea de noi mănăstiri și refacerea vechilor mănăstiri istorice, după aceea construirea de biserici în localitățile unde, în timpul regimului comunist, n-a fost posibilă ridicarea de locașuri de cult și promovarea monahismului, putem spune că n-a existat un segment, o dimensiune a vieții bisericești care să nu intre în sfera preocupărilor preafericirii voastre. În numele tuturor, dorim să vă adresăm din adâncul sufletului, cu sinceritate, ca Dumnezeu să vă păzească de-a lungul vieții, să vă hărăzească mulți ani, să vă dăruiască multă putere, pentru că aveți de împlinit încă multe lucruri pentru Biserica lui Hristos din România, având în cercul de sigur, iată, realizarea, construirea și apoi desăvârșirea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, care a devenit, în mijlocul celorlalte lucruri importante, firul roșu pe care trebuie să-l urmăriți, prea fericirea voastră, împreună cu toți ierarhii Sfântului Sinod,
ca să ducem la bun sfârșit un ideal. Îi mulțumim lui Dumnezeu că v-a rânduit în Cuvânta Bisericii, ne exprimăm sentimente de prețuire și recunoștință că sunteți în fruntea noastră, că ne călăuziți și sunteți un izvor permanent de înțelepciune și de îndrumare duhovnicească pentru cei din jur și pentru toți credincioșii bisericii noastre. La acest aniversar, Prea Fericirea Sa a primit în dar din partea ierarhilor o icoană cu Sfântul Ioan Gură de Aur, iar din partea administrației patriarhale, un veșmânt arhieresc și un buchet de flori. O rugăciune de mulțumire la aniversarea zilei de naștere a Patriarhului României a fost rostită și în timpul Sfintei Liturghii, oficiată miercuri aceasta la Catedrala Patriarhală.